Echipa de fotbal ACS Mediaș este campioană județeană după a 24-a victorie consecutivă. Formația pregătită de Dumitru Solomon, Doru Dudiță și Dorin Roșca a învins sâmbătă pe teren propriu ACS Brado cu 3-1 prin golurile marcate de Cristian Chifu, Alpar Birtalan și Adrian Șulea. A fost 1-1 la pauză, iar apoi medieșenii au marcat de două ori în debutul reprizei secunde într-un interval de numai 8 minute și au tranșat astfel soarta învingătorului. În urma acestui succes, ACS Mediaș a câștigat titlul de campioană județeană și este calificată la barajul de promovare în Liga a 3-a, acolo unde o va întâlni pe CS Gheorghen. La finalul partidei cu ACS Brado, medieșenii au primit tricourile, medaliile și cupa destinată campionilor. Festivitatea de premiere a fost oficiată de Ioan Duma, președintele Asociației Județene de Fotbal Sibiu și de primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman. Dacă vara trecută plecam cu șansa a treia după Interstar și ACS Avrig, astăzi suntem foarte fericiți pentru că noi am întors toate rezultatele, am reușit să atingem primul obiectiv, pentru că noi avem două obiective care sunt inseparabile. Primul, câștigarea campionatului ca să putem accede la baraj și al doilea, să câștigăm barajul. Dacă unul din aceste două obiective nu erau realizate, astăzi nu puteam fi mulțumiți și sper ca să avem satisfacția și fericirea deplină pe data de 24 când se termină barajul, după care sper ca fotbalul medeșan să ajungă acolo unde este locul, adică la fotbalul profesionist, pentru că Mediașul, după cum ați văzut, are viitor și la nivel de centru de copii și juniori și la nivel de echipă mare. Pentru ca să nu uităm că la Mediaș și de la Mediaș au plecat jucători de echipă națională, gen Olaru, gen Cristea, gen Eric de Oliveira și Ovidiu Hoban și mulți alți jucători. Așa de afară s-a văzut, ca și spectator, s-a văzut ușor din teren, de pe banca tehnică, cum a fost sezonul ăsta? În turul campionatului a fost foarte greu, pentru că era o echipă nou formată, o echipă în care reintegrarea jucătorilor s-a făcut în timp și am întâmpinat niște greutăți mari în omogenizare, în stabilirea relațiilor de joc. După pregătirea de iarnă, într-adevăr, am reușit să stabilim relații de joc, să omogenizăm lotul, să completăm lotul din punct de vedere valoric și numeric și chiar să creăm niște condiții care ne-au permis să tindem spre portul de, spre fotbalul de performanță, adică fotbalul profesionist. Cum vedeți barajul, Gheorghen, cunoașteți echipa, ați văzut, ați studiat ceva? Am studiat adversarul, l-am văzut acum vreo o lună de zile, au jucat cu Cristuru Secuiesc, au câțiva jucători cu experiență, jucători care au evoluat în Liga a doua, mă gândesc la Baico, care e vârful de atac, ce a fost golgheter la Miercurea Ciuc, la un fundașul stânga care a fost titular la echipa de la Odorheu Secuiesc, dar din punct de vedere fizic și din punct de vedere al viitorului consider că suntem o echipă de perspectivă, o echipă mai bine organizată, o echipă care avem și jucători de perspectivă care au la bază și în CV-ul lor cel puțin între 9-10 jocuri, cum i-ați văzut anul trecut în divizia.
Dacă ar fi să comparați Gheorghenu cu una dintre echipele pe care le-ați întâlnit în Liga a IV-a, care ar fi aia? Deci ar fi cam un joc între noi și Interstar, în derbiul de la Sibiu. Cam acolo ar fi, dar o echipă cu o limită de vârstă mult mai înaintată decât Sibiu. Da, a fost și mai greu și mai ușor. Din păcate, din fericire am câștigat, dar încă nu am rezolvat, să spun așa, n-am terminat drumul. N-am încheiat drumul. Mai avem barajul. Eu am spus și antrenorului, așa, din punctul de vedere al spectatorului, a fost ușor în teren, așa cum a fost? Nu a fost chiar așa ușor. Adversarii, după minutul 60, cădeau fizic și atunci noi profitam, pentru că aveam pregătirea foarte bună și asta ne-a ajutat. Dacă ar fi să te uiți înapoi, care ar fost cea mai frumoasă amintire din sezonul ăsta? Meciul de la Inter, clar. O victorie spectaculoasă pentru noi, unde părerea mea că am meritat victoria și era cel mai important meci de până acum. În primul rând, obiectivul nu este îndeplinit. Noi considerăm că obiectivul va fi îndeplinit în momentul în care vom promova în Liga 3-a. Urmează un baraj dificil în compania unei echipe foarte experimentate. Dacă e să mă refer la sezonul acesta, din care mai avem încă două etape, consider că au fost câteva momente cheie în turul campionatului pe care le-am trecut cu brio. Am început acest prim an a nostru de activitate în condiții destul de improprii fotbalului de performanță, dar am adunat în jurul meu mulți oameni cu suflet medeșan, cu un suflet adevărat de medeșan, de medeșeni. Și iată că împreună am trecut peste orice moment dificil și suntem foarte aproape de îndeplinirea obiectivului. Dacă ar fi să te gândești sau să-ți amintești care a fost cel mai negativ moment în care am zis, băi, am făcut o greșeală, a existat momentul ăsta? Bineînțeles, a fost meciul cu Dumbrăveniu din tur, când în minutul 70 eram conduși 3-1. Dar ulterior am câștigat și plus că aveam un jucător în minus și la finalul jocului am câștigat cu 5-3 în 10 oameni. A fost un moment, să zic așa, cheie, după care au urmat meciuri mai bune, ne-am organizat mai bine și iată că suntem acum în etapa 24-a cu maximum de puncte. Evenimentul numărul 1 a fost probabil victoria de la Sibiu, sau? Da, exact. Victoria de la Sibiu, unde au fost aproape 3.000 de oameni, din care eu consider că au fost peste 1.500 de medeșeni. Iată că medeșenii nu-și pierd, să zic așa, cultura fotbalistică și în continuare susțin fotbalul și sper în viitorul apropiat să duc fotbalul local acolo unde este locul.